Din soarele dă bătăi de cap șoferilor care se încumetă să-și scoată mașinile din parcare. Mai multe drumuri au fost închise de autorități din cauza viscolului, iar circulația se desfășoară cu dificultate pe majoritatea arterelor. A fost închis și un tronson al autostrăzii Soarelui, după ce utilajele de dezăpezire nu au mai făcut față ninsorii și viscolului. Mai multe detalii ne oferă colegul meu Claudiu Surmei. Claudiu, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit tuturor, ninge și la această oră în capitală și sunt probleme în trafic. Probleme sunt în special pe autostrada Soarelui, unde un tronson de drum a fost închis. Este vorba despre tronsonul cuprins între ieșirea din capitală și localitatea Drajna. Polițiștii vă recomandă rutele ocolitoare DN3 București Lehliu Gară și DN3A Lehliu Gară Drajna. Acest tronson a fost închis, deși utilajele de desăpezire au ieșit pe teren, însă, deși îndepărtează zăpada de pe acest tronson de drum, ea este imediat viscolită de vântul puternic și așezată înapoi pe carosabil. Mare atenție, dacă plecați la drum, polițiștii vă sfătuiesc să o faceți doar dacă este absolut necesar, doar dacă trebuie să rezolvați o anumită urgență și să nu uitați să vă echipați autoturismele cu anvelopele de iarnă, să luați cu dumneavoastră și lanțurile antiderapante, să curățați foarte bine geamurile mașinii, dar și oglinzile pentru a putea avea vizibilitate cât mai bună și sub nicio formă să nu călcați pedala de accelerație. Accidente s-au produs deja până la această oră. Vă amintim despre un accident produs în urmă cu scurt timp pe DN1, acolo unde 7 autoturisme și o ambulanță au fost implicate într-o tampă. Din fericire nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale. Deocamdată acestea sunt informațiile la această oră. La revedere!